Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Istoria Bisericii Monument Istoric Sfântul Ștefan Cuibul cu Barză începe cu aproape 3 secole în urmă, când aflăm că la 1760, micuța biserică din Mahalaua, Podul de Pământ, actualmente Știrbei Vodă, se ruinase. O nouă biserică ceva mai mare este ridicată de către clucerul Dona împreună cu soția sa Zamfira, avându-l ca ocrotitor pe Sfântul Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Acești primi ctitori pe care îi cunoaștem odihnesc astăzi în naosul bisericii. Pisania de deasupra ușii de la intrarea în pronaos dezleagă misterul numelui Cuibul cu Barză. În vechime, berzele își făcuseră cuib pe acoperișul de șintril al bisericii și așa i-a rămas numele. Astăzi, berzele nu-și mai fac cuib, însă în amintirea lor, un mic grup statuar se află în grădina Sfântului Ștefan, aflată în dreapta bisericii. Sfântul locaș ortodox cunoaște repetate consolidări, culminând cu cea din 1898, când, cu ajutorul arhitectului Tedobrescu, este reparată radical. Tot atunci a fost pictată de preotul zugrav Vasile Damian, în stil neobizantin. Martie 1977. Biserica este avariată, dar datorită preotului Vasile Axinia, cu ajutorul arhitectului Gheorghe Naumescu, iar pictura este restaurată de Virginia Videa. În ciuda faptului că era proaspăt refăcută și înfrumusețată, în anul 1987, biserica este trecută pe lista celor ce trebuiau demolate. Însă, un an mai târziu, se reușește salvarea ei. În februarie 1988, va fi translatată 12 metri spre sud, fiind ultima din seria monumentelor translatate în București de către echipa condusă de Eugen Iordăchescu. La data de 21 noiembrie 1990 are loc ceremonialul de resfințire și de punere în funcțiune a frumoasei biserici pitită printre blocuri înalte. Până în 2012, ansamblul arhitectonic a cunoscut numeroase transformări din grija părintelui profesor Daniel Benga, sprijinit în toate aceste demersuri de primăria sectorului 1. În octombrie 2012, preafericitul părinte Daniel oficiază slujba de resfințire. Una dintre cele mai scumpe odoare ale bisericii este icoana Maicii Domnului Pantanasa, ajutătoare în boli foarte grave. Un grup de pelerini însoțiți de parohul de atunci, preotul Daniel Benga, au fost peregrini la mănăstirea Vatopedii, în muntele Athos. Unul dintre ei, pe nume Alexandru, rugându-se în fața icoanei Pantanasa, a simțit o stare de grație deosebită. De aceea a hotărât ca o copie a icoanei să fie adusă la București într-o închinare a celor aflați în nevoințe sufletești și trupești. Sosirea acesteia la Biserica Sfântul Ștefan Cuibul cu Barză s-a petrecut în chip minunat în ziua de 8 aprilie 2014, călătorind înspre București din Sfântul Munte. Mulți dintre cei care s-au rugat cu credință și-au aflat alinarea și chiar vindecarea miraculoasă. Așa cum știm, Dumnezeu lucrează prin oameni. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.